băi, nu sunt bătăi, nu sunt scandaluri, nu sunt hoți, nu sunt beți, o să vă plictis. Universul fierbinți. Toată lumea se pregătește pentru alegeri, mai ales viceprimarul Vasile, care vrea să ia locul actualului primar, Mitică. Dar nu printr-o luptă dreaptă, ci prin tot felul de tertipuri, menite să-l determine pe edil să renunțe la scaun înainte de ziua alegerilor. Nu vorbim însă de o luptă oarecare, ci de una purtată între personaje remarcabile, cu povești și dialoguri spumoase. Cum să nu fi văzut un Gianni în viața asta dacă trăiești în România, știi? Adică e genul ăla de băiat cu muleuri din plastic, cu... ghiuluri. Cam 800 de sfârșit în sat, dintre care, dacă vă interesează, 200 bețivi, 150 văduve. Serialul de comedie vine cu o premieră absolută. Filmările sunt făcute într-o localitate reală, Fierbinți Târg din județul Ialomița, chiar în gospodăriile oamenilor, la căminul cultural sau la primărie. Mai mult, figuranții sunt aproape toți locuitorii comunei. Eu, un tătăiță care m-a fost la filmare, avea o replică, zicea, baraj, baraj, taică. Cu amintiri de neuitat va rămâne și Mihai Mărgineanu, cel care a semnat coloana sonoră a serialului. 5 ore a stat într-un copac, atunci când a tras niște duble. Etapa 1, ridicarea. Etapa 2, extragerea. Etapa 1, finalizată. Din distribuție fac parte, printre alții, Gheorghe Ifrim, Costi Diță, Mihai Bobonete, Anca Dumitra.